Bună seara, sunt Georgia Pietreanu, bun găsit la informațiile despre vreme. Să mergem pe continent, în jumătatea de nord va fi înnorat și sunt anunțate precipitații mixte. În nord-vest, în partea de centru și sud-est, vântul va avea unele intensificări. În zonele joase, dimineața și seara o să se formeze ceață. Temperaturile mai scad ușor mâine în partea de nord a Europei, iar în centru vor fi ceva mai ridicate. În țara noastră, în această noapte va fi înnorat, iar în nord-vest va ploua slab. La munte, vremea se schimbă. Vântul o să bată destul de tare. La altitudini înalte, rafalele vor depăși 100-120 de km pe oră. În nordul Carpaților Orientali o să viscolească. Și în restul țării, să știți că se va simți vântul mai tare în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile minime se vor situa între minus 2 și 5 grade. Și mâine o să bată vântul în toată țara. La munte va avea rafale de 70-90 de km pe oră, iar în restul țării de 45-70 de km pe oră. În jumătatea de nord va ploua, în depresiunile din estul Transilvaniei va fi lapoviță și din soare, iar la munte local va ninge viscolit. Valorile termice, să știți că vor continua să fie ridicate, cu maxime cuprinse între 6 și 14 grade. Nici capitala nu scapă de vânt, mâine vor fi rafale de 40-45 de km pe oră, iar maxima va atinge în jur de 11 grade. Vineri se potolește vântul, temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă și vom avea în jur de 13 grade. Sâmbătă se mai răcește, vor fi doar 8 grade, o să avem și soare și nori pe parcursul zilei, iar noaptea ceață. La munte o să fie vânt puternic, cele mai mari viteze vor fi în zona înaltă a Carpaților Orientali, iar seara și noaptea în Carpații Meridional și de Curbură. La Păltiniș o să fie cel mai cald, iată, în jur de 11 grade, în timp ce la Stâna de Vale doar 3 și cu ploaie. Să vedem acum la ce ne așteptăm în următoarele zile. Ei bine, vineri se răcește în partea de nord, în centru, nord-est și la munte, în timp ce în restul țării vremea va rămâne deosebit de caldă pentru luna ianuarie. La munte va ninge, slab, în zonele submontane vor fi precipitații mixte, iar în cele joase vor predomina ploile. La altitudini mari, vântul va fi puternic și va ninge viscolit, dar se va simți și în restul țării. Maximele vor fi cuprinse între 2 și 13 grade, cu valori mai mici în partea de nord și de centru și mai ridicate în sudul țării. Sâmbătă, nord, în centru și nord-est vor fi precipitații slabe, mixte, la munte o să ningă, iar pe creste vântul va avea ușoare intensificări. În a doua parte a zilei apare ceață, local în sud și în sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 11 grade. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară bună!